Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Numele meu este Iosif Crăciun, iar în acest clip o să discutăm despre tăierile care se fac la coacăz, la coacăzul negru mai întâi și după aceea la roșu și alb, pentru că este o anumită diferență. V-am arătat într-un clip din trecut cum am plantat un coacăz. Se plantează, bineînțeles, la un unghi de 45 de grade, adică undeva înclinația cam așa, deci nu trebuie să fie drept pus în picioare, deoarece el trebuie plantat într-un unghi de 45 de grade, adică aproape culcat, pentru că el fructifică din tufă foarte bine. În copăcel sunt și copăcei care sunt altoiți, dar acolo este altă poveste. El fructifică foarte bine în tufă. După părerea mea, cel mai bine fructifică în tufă, nu copăcel. Și cum îi facem noi această tufă? Dacă noi îl punem în picioare așa, un băț, el nu va face din rădăcini să facă alți lăstari noi. Poate va face 2-3, dar nu este de ajuns. Pe noi ne interesează să avem lăstari, să-l facem o tufă. Și ce trebuie să facem? Să-l plantăm la un unghi de 45 de grade. Acest lucru ne ajută foarte mult, pentru că plantându-l așa, din mugurii dormiți și mugurii care sunt, vor ieși mulți lăstari și noi ne vom alege în primul an, după ce l-am plantat, anul următor ne vom alege 5 lăstari. Deci restul eliminăm. Este bine de știut ca să eliminăm interiorul, cum este și la pom, este foarte simplu. Deci interiorul aerisit și lăsăm în jur 3 pe o parte, 2 pe o parte, la coacăzul negru se face acest lucru. Deci la coacăzul negru lăsăm 5 lăstari în primul an. Nu vor rodi deloc, pentru că în primul an normal că nu rodește, pentru că sunt doar în formare acei lăstari, sunt în formare și în dezvoltare, dar în anul 2 vor rodi. După ce am lăsat acei 5 lăstari, interiorul aerisit, lăstari și pe o parte și pe alta, ușor, ușor se formează tufa noastră de care avem nevoie. Ce trebuie să facem noi? Anul următor venim frumos și ce facem? Lăstarii care au fost anul trecut de un an, anul acesta vor fi de 2 și vor fructifica nu foarte mult, dar vor fructifica destul de bine. Adică în primul an nu fructifică deloc, dar în al doilea fructifică destul de bine. Și noi venim și ies alți lăstari. Bineînțeles că vor ieși alți lăstari. Noi ce facem? Lăsăm alți 5 lăstari care vor deveni la anul de rod. Și după aceea, după ce am lăsat 5 lăstari și anul acesta, anul următor ce facem? Împlinesc 3 ani primii lăstari și aceștia care i-am lăsat anul trecut vor împlini 2 ani și va rodi destul de bine. Ies alți lăstari. Noi ce trebuie să facem? Lăsăm alți 5 lăstari de care ne va rodi la anul. Deci avem în total 15 lăstari. 15-16 lăstari. La o tufă de coacăz negru este bine de știut că nu trebuie neapărat 5 lăstari, dar cel mai bine este să avem 5 lăstari. Așa este recomandat de mulți oameni și vă recomand și eu acest lucru. Puteți să aveți și 4, între 4 și 5 este recomandat. Deci, în anul 3, noi avem 15 lăstari. Două sezoane de lăstari care vor rodi, adică anul 2 și 3, care rodesc și un sezon care nu rodește deloc. Noi ce facem după aia anul următor? Suntem în anul 4 la primii lăstari. În anul 4, bineînțeles că lăstarii de anul 4 nu vor fructifica bine, pentru că acest coacăz negru fructifică pe ramurile de 2 și 3 ani foarte bine. Pe ramurile de 4-5 ani încolo fructifică foarte puțin și rodul extrem de slab și mic. Și noi ce trebuie să facem? Oare ce să facem? Ne gândim noi.
Este foarte simplu. Pur și simplu facem următorul lucru. Punem mâna pe foarfecă și eliminăm lăstarii bătrâni de 4 ani și lăsăm pe ceilalți. Și tot acest ciclu trebuie să-l lăsăm. Este o gândire foarte logică și foarte bună. Deci trebuie să facem un fel de matematică. Așa că nu este greu deloc. 5, 5, 5, la al patrulea an eliminăm 5 lăstari și lăsăm pe ceilalți să se dezvolte. Și tot așa reluăm ciclul an de an. La coacăzul roșu și alb se fac următoarele tăieri. Ce trebuie să facem noi la coacăzul roșu și alb? Ce diferențe? Se lasă 3-4 lăstari și coacăzul roșu și alb fructifică foarte bine pe ramurile de 2, 3 și 4 ani. Deci aici nu lăsăm până la 3 ani, până la 4 ani lăsăm ramurile bătrâne. Și facem tot acest ciclu. Lăsăm 3 lăstari, anul primul an, al doilea an, alți 3 lăstari sau 4, Haideți să luăm cu 4 lăstari. Deci lăsăm 4 lăstari primul an, venim al doilea an, lăsăm alți 4 lăstari, aceia care sunt în anul 2 vor fructifica și după aceea anul următor și aceștia, lăsăm alți 4 lăstari și alți 4 lăstari. Deci noi în anul 5 venim și eliminăm lăstarii care sunt bătrâni. Lăsăm 3-4 lăstari deoarece nu lăsăm mai mult, vom supra-solicita planta și nu este bine. 3-4, eu zic că este destul de ajuns, este de ajuns. Nu trebuie să lăsăm mai mult pentru că va fi foarte mult și vom supra-solicita planta. Deci este bine de știut aceste lucruri și plantați coacăzul corect pentru că vă va da roade bogate. Poate mulți ne întrebăm, de ce nu rodește? Ce are? Ce se întâmplă? Că la alți oameni rodesc așa frumos pe tufă. Dar este o logică și o gândire foarte inteligentă de cine a inventat-o și în același timp foarte simplă. La negru 5, 5, 5, în al patrulea an eliminăm. La roșu 3, 3, 3, 3 sau 4, 4, 4, 4 și în al cincilea eliminăm lăstarii bătrâni. Nu pe toți, deci lăstarii bătrâni care sunt de 4 ani și așa, care sunt de 5 ani, îi eliminăm. Și cam așa se toaletează, se tunde un coacă. Logic, simplu și ușor. Și, bineînțeles, îi mai facem scurtări la lăstari pentru a produce noi ramificări și tot așa mai departe. Eu sunt Iosif și până data viitoare vă doresc toate cele bune și plantați coacăz în curte pentru că este bine. Vă salut!